scandalul anului în fotbal, final nebun de meci la Madrid, după ce Real a obținut calificarea în fața lui Juventus în minutul 98, video. Formația Real Madrid s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, de subliniere i a fost învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de Juventus Torino, în man subliniere a secunda sferturilor competiției. Italienii au condus cu 3-0, astfel ce ar fi putut să restoarne situația din tur, când au pierdut cu 0-3. Juventus a înscris prin Mandzukic 2-37 subliniere Matuidi 61. În minutul 90+3, de la Juventus a fost eliminat portarul Gianluigi Buffon pentru proteste după acordarea unui penalti pentru o intervenție a lui Benatia la Lucas Vasquez. Pe teren a fost introdus Szczęsny, în locul lui Higuain, iar Cristiano Ronaldo a transformat în minutul 90+8 penaltiul care i-a adus echipei Real Madrid calificarea. Observator de arbitri la partida de la Madrid a fost Alexandru Deaconu. Meciul a fost arbitrat de englezul Michael Oliver. Pentru Cristiano Ronaldo a fost meciul 150 în Liga Campionilor sublinierei al 15-lea gol din actuala ediție a LC. Real Madrid, Navas, Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo Modric, Kovacic 75, Casemiro, Vasquez 46, Kroos, Isco, Ronaldo, Bale, Asensio 46. Antrenor, Zinedine Zidane. Juventus Torino, Buffon, Desciglio, Lichtsteiner 17, Benatia, Chiellini, Alexandro Pjanic, Khedira, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Szczęsny 90+6, Mandzukic. Antrenor, Massimiliano Allegri. Vezi golurile partidei aici. În celălalt meci, Bayern München a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa FC Sevilla, în man subliniere a secunda sferturilor de finale ale Ligii Campionilor. În tur, scorul a fost 2-1 pentru Bayern, astfel ce bavarezii s-au calificat în semifinalele competiției. În minutul 90+3, de la FC Sevilla a fost eliminat Correa. Cele două echipe au evoluat în următoarele formule. Bayern München, Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Sule 87, Javi Martinez, Miller, James, Robben, Ribery, Alcantara 71, Lewandowski, Wagner 77. Antrenor, Jupp Heynckes. FC Sevilla, Soria, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Nzonzi, Banega, Sarabia, Ramirez 70, Vasquez, Nolito 81, Correa, Ben Yedder, Muriel 65. Antrenor, Vincenzo Montella.
Tragerea la sorci a semifinalelor Ligii Campionilor va avea loc vineri, de la ora 1400, anunț. Vezi golurile partidei aici.